să mai facem un pic de ordine cu stația. Ieri erau echipajele în oraș și spuneau că este orașul polițiștilor. Așa. Lângă faptul că sunt orașul polițiștilor, să spunem, numai polițiști. Așa. Țipau la ceilalți cetățeni care făceau ce anume gălăgie. Vă rugăm să nu mai țipați, vă rugăm să nu mai urlați. După care, dintr-o dată, nu știți, povestea aceea românească cu Conchita Wurst, femeia izraeliană care cântă cu barbă, știi? S-ar putea să fie și în felul următor, de la atâtea țipete, să ajungă ceva de genul. Să ajungă... Chiar vă rog să dați și pe boxe, să audă și în afară. Să vorbească ori pitigă iar, o să vorbească femeia așa mai, așa mai coli ca un bărbat în până ce e. După care am început pe lângă biseptol, pe care vi-l recomand, vă mai recomand și controlul psihiatric de vreo 2-3 ședințe pentru început la orele acestea și acestea, pentru că aveți ori vocea pițigă, iată. Oh my God. Dar nu aceasta este problema cea mai mare. Cea mai mare problemă este când ajungi la pensie, după ce ești în depresie pentru că ai fost pe câmp, după conductele de la compet, și începi să ai probleme cu angajații și să fii psihologul unității, nu știu de care, al poliției, al jandarmeriei. Sau ajungi la pensie, în loc să faci cum făcea tăică. Hai să jucăm o tablă. O să ajungești ceva de genul și nu vi-o fac eu și vi-o face de voi cum am. Am ieșit la pensie, mi-a hârjit mașina. Se duce la poliție. La foștii colegi de muncă. Ce faci, nea? Nu știu. Dar nu știu cum. Păi eu... Ce să fac? Am venit și eu când mi-a scăria mașina. Cei tineri, ăsta cine mai e? A, eu am fost angajat al nostru coleg, fost coleg de muncă, care i s-a zgâriat mașina. Mai trece un timp. Ia! Se sparge farul la mașină. Același lucru. Se duce la psiholog la policlinica militară. Pentru că se duce la policlinica militară, găsește și foști colegi de muncă, dar și soț sau soții sau cum vreți să-i spuneți, de psiholog, de polițiști deja. Și încep să stea pe scaun și începe cu discuția aceea. Dar la doctorul nu știu care, nu ați încercat, este la Regina Maria.